Dragii mei, să vă prezint o predică țigănească. Ion Eliade Rădulescu, marele poet romantic român, a scris Țiganiada, care este vorba despre niște țigani care ajung în rai. Eu nu zic Țiganiada, zic o predică. Dragii mei, dumneavoastră ați venit pe la 1200 aici, dar nu asta avea ideea. Ceea ce vedeți voi aici, de exemplu, Transilvania, Țara Românească, Moldova, Istanbul, Constantinopol, Roma, Lübeck, totul a fost făcut de această carte. Vedeți? Se poate citi. Biblia. Vedeți că e cu aur pe ea. Și acum. Eu vă spun și v-am mai spus. Țineți-vă de Biblie, citiți-o, trăiți-o, să vedeți binecuvântarea lui Dumnezeu. Înțelegi, dumneata? Omul care nu-și ia cu mâna lui, îi pune Dumnezeu în trest. Asta e tot. Amin.